Slava Tatălui și Fiului și Sfântului
date pe fire această Sfântă Mănăstire, ca preot, ca stareț, să-i mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru toate darurile care ne-a revărsat, de revarsă în continuare, asupra acestei frumoase mănăstiri. Să-i mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru ajutorul, sprijinul și acel umăr care mă vezi duminică de duminică, fiecare dintre noi avem nevoie să plângem de un umăr. Am avut darul și binecuvântarea preacurate Maicii lui Dumnezeu, acel umăr să fie preasfântul Părinte Episcop Calvin Botoșăneanu. De la început m-a sprijinit, m-a povățuit, m-a înfumat, mi-a fost, aș putea spune, profesor, mentor, dar dacă nu făceam ascultare, de rar, nu cred că se realizeau atâtea lucrări frumoase în această zi. Nu ușor mi-a fost să vin de la 26 de ani și până la această vârstă, de mila lui Dumnezeu și ajutorul lui Dumnezeu și sprijinul dumneavoastră, care de altfel de fiecare dată țin să spun că sunteți codoala biserici. Și vă mulțumim încă o dată să vă răsplătească Hristos și mulțumim că ați găsit și ne-ați ascultat rugămintea mea. În primul rând, eu personal mi-am dat foarte mult, dar și credincioșii sunt foarte bucuroși. Mă refer la Sfintele Masele, de câte ori anunțăm deja bine toate colțurile țării, când am venit cu preasfinția voastră să vă și spaima Sfântului Masele. Și vă pot spune bucurie, după rânduiala și binecuvântarea preasfințitului, deși este că aproape sunt două luni de zile, vom avea Sfântul Masele de 17 iunie, la ora 17, la ora 5. Vă mulțumesc încă o dată și pentru